Germania va aloca 3 milioane de euro Republicii Moldova pentru gestionarea crizei refugiaților. Va prelua 2500 de refugiați ucraineni și va dona un lot umanitar format din 4 pliante, saci de dormit, saltele, corturi și alte obiecte de primă necesitate. A declarat ministra de externe de la Berlin, Annalena Baerbock, aflată într-o vizită la Chișinău. Sâmbătă, demnitarul german a vizitat centrul de plasament al refugiaților de la Moldexpo. Vom institui un coridor verde prin care, cu ajutorul autocarelor, vom ajuta refugiații să meargă în siguranță în alte țări. De asemenea, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un ajutor imediat de 5 milioane de euro și încă 3 milioane din partea guvernului german. Totodată vom oferi paturi de campanie, saci de dormit, corturi, aparate de încălzit, saltele, dar și alimente. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a afirmat că războiul este o lovitură dură aplicată bunăstării cetățenilor Republicii Moldova. Iar pentru a face față valului mare de refugiați, Moldova are nevoie de susținere din exterior. Trebuie să asigurăm mai mult sprijin pentru eforturile de gestionare a frontierei, pentru poliția de frontieră. Avem nevoie de noi echipamente, avem nevoie de investiții suplimentare în sectorul de protecție a sănătății, spitale. Imaginați-vă că populația țării noastre a crescut în doar două săptămâni cu 4%, 4%. Evident, va trebui să adaptăm sistemul nostru educațional, școli, spitale acestei noi situații. Ministra de Externe de la Berlin, Annalena Baerbock, a vizitat și centrul de plasament al refugiaților de la Moldexpo. Prin centrul Moldexpo, la această etapă, au trecut peste 14.000 de persoane. Municipalitatea administrează împreună cu partenerii privați sau publici 45 de alte centre, de asta nu este mai ușor. A fost foarte complicat în primele zile de gestiona criza. Acum este mai mult staționar pentru mame cu copii, am prioritizat, pentru persoanele în etate și pentru persoanele cu nevoi speciale. De la începutul conflictului armat din țara vecină, teritoriul Republicii Moldova a fost traversat de peste 300.000 de refugiați ucraineni, dintre care o treime se află încă pe teritoriul țării noastre. Majoritatea refugiaților sunt găzduiți în casele oamenilor.